Domnului pentru ființa cea mai dulce și sfântă, cu nume sfânt, Mama. Cu ce ocazie? Pentru că ne lumea obișnuit. Noi avem 8 martie, care este sărbătoarea femeii. Însă, mai nou în România, conform legii, prima duminică din mai este ziua mamei, iar a doua duminică, poate n-ar trebui să spun, din mai, spun în calitate de patru, neutru, este ziua tatălui. Deci vorbim de mamă și de tată. Astăzi vorbim doar de mame, da? Cu ocazia asta sunteți în față, nu? Da. Bun. O, mamă, mare e datoria ce se vine. Să viețuiești așa cum se cuvine. Fiind exemplu, în faptă și cuvânt, cu mare drag, iubirea dăruită. Și tu ești om, un om ca oricare. De viața asta, scuită trecătoare, poți stăvedi rătare în orice clipă. Cu vorba tu repar ceea ce alții strică. Fă des popas în dreptul celui care dorește vorba ta țept alinare. Blândețea glasul tău să se odihnească, îți fără gaz și udă obocul cel din glasă. Nu-i părtinitoare niciodată, iubește-ți fii crescându-i cu folos, învață-i legea cum să o împlinească, să știe în viață cui să-i slujească. Copiii tăi să știi de-o onora, că tu vei ști, îți face partea ta. Nu-s nopțile de veche din pierdut, ți-o mamă scumpă, scumpul tău avut. Vezi, asta-i partea ta pe acest pământ și răsplata vei primi din partea celui sfânt. Când mama îți vei vedea copiii sfinți, urmând exemplul vostru ca părinți.